tone de molos din turnul de extracție al exploatării miniere Uricani s-au prăbușit peste o autobasculantă în care se aflau doi muncitori care lucrau la ecologizarea minei. Bărbații cu vârste de 31, respectiv 41 de ani, erau angajați ai unei firme din Satu Mare. La locul prăbușirii s-a deplasat în foarte mare grabă o echipă compactă a detașamentului de pompieri Petroșani. Ne referim la mai multe echipaje specializate în misiuni de salvare și prim ajutor, ei fiind susținuți și de echipaje ale serviciului de ambulanță județean. Pentru identificarea celor doi sunt utilizate echipamente aflate în dotarea containerului multirisc. Cu ajutorul acestor echipamente se realizează îndepărtarea materialelor de construcție și, de asemenea, cu o cameră performantă încercăm să pătrundem sub acest moloz pentru a identifica exact locul unde cei doi sunt prinși. În plus, un echipaj de căutare canină al inspectoratului este utilizat pentru a identifica locul în care se presupune că sunt cei doi și pentru a